înțelegem că acest proiect a fost pus la cale, proiectul Zinaida Greceanu, președinte, a fost pus la cale. Da, spun cu toată răspunderea, da? Ce da? Da, e adevărat. Ce a căutat la Strasbourg? Deci nu s-a întâlnit cu mine domnul Greceanu, doamna Greceanu și cu domnul Dodon. Păi a fost pus la cale, pe la spatele, chiar și-am întrebat, cine vă dă voi să vorbiți în omul liberiu? Alianța asta înseamnă inclusiv și Partidul Liberal. Ce au căutat? Eu cunosc mai multe pe care nu îmi pot spune, dar sigur așa a fost pus. Credeți că domnul s-au dus la Moscova, pe la Bruxelles și că Greceana e bună. E bună Greceana pentru știu eu pentru cine, dar nu pentru noi. Domnul Ghimpu, de ce credeți că PLDMA vrea să voteze pe doamna Zinaida Greceanu, președinte? Care este scopul? Nu vă dau un exemplu, că eu am vrut, mă rog, să nu facem acum dezbatere. Ați auzit, sau nu că ați auzit, cunoașteți că în hotărârea Parlamentului este articolul 5 inclus că guvernul, că primirii să vină cu modificări în componența guvernului. Amintiți? Când au votat atunci cu procuratura, cu SIS-ul. Păi iată că după aceasta, domnul prim-ministru spune că amânăm aceasta după alegerea președintelui. Așa? Ea ce înseamnă un președinte ca grecian. În cazul în care este domnul Lupu sau altul care face parte din alianță, toate trucurile astea, domnul Filat, nu merg. Fiindcă se opresc și domnul Lupu spune asta e o clipă, dar hai să ne clarificăm. Că nu merge așa cum ai făcut cu SIS-ul și cu toate celelalte. În cazul care e greceană, domnul prim-ministru a prezentat proiectul decretului și președintele a semnat. Se dă verde la remaniere. Și asta se dă verde și înseamnă că domnul Filat face și va distruge alianța. Guvernul. Lucrurile astea eu le văd cu ochiul simplu. De ce nu votăm noi? Unii spun la cale lucruri mărșave, pe leu nu susține. Și asta e tot. Că nu numai problema în doamna Greceanu este problema și metodele prin care deci, domnul Filat încearcă să impună societății și alianței alege președintele.